fost ușor, nu e nimic ușor pe planeta asta, dar cu siguranță trebuie să înțeleagă toată lumea că nu m-a ajutat nimeni. Absolut nimeni. În nimic. Mai mult de atât, toată lumea m-a tras înapoi, aparținătorii m-au tras înapoi, mama, tata, și când am început business-uri, au spus, domne, în anii 90, cum să pleci tu de la o fabrică de stat, să-ți faci tu un business, nu e în regulă, stai tu acolo la stat, că e bine la stat, există o inerție de asta în care lumea mă trăgea înapoi, să nu fac nimic, adică mi-am dat seama imediat că eu nu am ce discuta cu familia, nu am ce discuta cu părinții și dacă fac ceva trebuie să fac, nu există altă variantă, nu există altă posibilitate. Mi-am și prevăzut atunci dezastru economic care va urma. Eram în temă cu asasinii economici, știam că se va prăbuși tot ce înseamnă economie, din cauza că marile companii de pe planetă n-au stat să doarmă. Căderea, știu eu, cortinei dintre ăia deștepți și ăștia idioți, era de fapt o cortină care trebuia spartă economic. Expansiunea lor pe globalizare, pe producție mondială, trebuia să vină să ne distrugă noua economie, lucru care s-a și întâmplat. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, pentru că inclusiv întreprinderile unde am lucrat eu s-au închis. S-au închis ca fiind în ghilimele energofage, nerentabile, adică se găsesc tot felul de cuvinte în dicționarul limbii române care să termine un business. Nu-i foarte complicat. Și am avut momente dificile de trecut. A fost ușor, uitându-mă în spate, n-aș mai lua de la capăt încă o dată prin ce am trecut, eu nu vreau să treacă nimeni, dar cred că aș rămâne angajat la stat în continuare, mi-aș găsi un ghișeu pe undeva unde să o duc bine, să fie călduț, că așa când ești propriul tău stăpân e foarte complicat. Să fii cu sabia deasupra capului în fiecare dimineață, să-ți vină tot felul de înștiințări, de plăți, de impozite, taxe, state de plată, salarii, e dificilă treaba și am tot respectul pentru oamenii care reușesc în jungla asta pe care avem noi. Și avem și un sistem cretin, din punctul meu de vedere, care am încercat să schimb de vreo câteva ori, dar n-am reușit din cauza inerției colegilor mei parlamentari. Avem 300 de impozite, sau nu știu cât dracu, când puteam să avem 5 mari late, care făceau cât cele 300 și cu asta rezolvam cazul. Că multă lume spune, domnule, suntem pe primul loc la impozite pe planetă. Da, suntem pe primul loc, numai că nivelul de impozitare pe cele 300 față de alte state care au 10 impozite, e mai scăzut. Deci cumulate 300 sunt mai mici decât cele 10 din Suedia, de exemplu, unde ne place nouă să ne uităm Germania, Anglia. E puțin diferit sistemul, pentru că noi am trecut prin 50 de ani de comunism, în care am fost obișnuiți să avem șefi, să primim dispoziții, să ne dea casă, să ne dea servici. Dacă eram tâmpiți să ne și căsătorească, nu era nicio problemă, să ocupa organizația de partid fezura. Era un sistem ciudat și noi am intrat în inerția asta în care, după Revoluție, am așteptat și așteptăm în continuare, ați văzut, să ne dea. Uitând că și noi, la rândul nostru, trebuie să dăm și noi ceva. Noi cam avem o problemă cu dat. Dacă putem să ne eschivăm, să nu plătim, să nu dăm, e minunat. Dacă trebuie să dăm, e complicat. Cum era micul prigoană când erați tânăr? Cât de... Rebel. A, nu excelat în nimic. Eu am vrut să fiu independent și am reușit să fiu independent de până clasa a 3-a, 4-a. Mă ocupam de fotografii, făceam fotografii la școală. Mi-am câștigat independența. Clasa 9 am plecat de acasă, am lucrat ospătar pe la mare, să practica chestia asta în vacanțe. Mergeam în fiecare vacanță și lucram ori la ILF, la strâns recolte, pe bănuți, nu mulți, 10-15 lei pe zi, dar se adunau. Și mi-am creat așa o stare de independență față de familie, față de toată lumea și mi-am dorit să fiu independent. Deci am fost foarte puțin angajat la sat, ca și era modelul. Și imediat după îmbulzeala din decembrie mi-am dat demisia. Lucram la fabrica de bere din Cluj și erau directoare, vrăjitorul se numea, doamna directoare, care când m-am dus eu să-mi dau demisia, a zis că nu există așa ceva, ce demisia, ce prostie asta. Ei nu au zis, nu era în codul muncii de pe vremea, nu exista demisie, nu exista șomaj, nu existau conceptele astea. Și am găsit eu un artificiu, dar am plecat eu de la fabrică și bine am făcut că am plecat. Fabrica, pe urmă, s-a restructurat, eu eram la secția Spirit, s-a și închis ulterior,
au venit marile importuri din Ucraina, Rusia de alcool și s-a terminat cu tot ce înseamnă pe piața românească partea de alcool. La fel s-a întâmplat și cu combinatul de utilaj greu, unde am făcut școala și el, fiind energofag, a fost desfințat, vândut pe bucățele la fier vechi, trecut pe imobiliare, că asta a fost trendul. Cum ați început ca antreprenor? E complicat. E complicat. Eu mi-am găsit prima dată un business privat. Toată lumea după Revoluție, prima investiție era într-o măsuță. Te duceai la Turci, venea cu blugi, duceai rulmenți și aduceai blugi. Pânză de bonfire aduceai blugi. Asta a fost primul business de care s-a ocupat toată lumea. Am încercat și eu să mă duc în Turcia, m-am întors, n-a fost mare șmecherie, am zis, bă, nu-i de mine chestia asta și am făcut un restaurant, un bar de noapte și discotecă în aer liber. A funcționat partea asta până la un moment dat, un an jumate, doi ani, în momentul în care am schimbat, n-am mai vrut să lucrez din motive personale în alimentație publică și prestez servicii de alimentație publică, din motive personale am renunțat la povestea asta, între timp a decedat și fosta mea soție, am rămas cu doi copii și am plecat departe de casă, în pribegie, vreau să mă mut la Tokyo, era complicat cu viza, pe vremea aia să ieșim din România, și m-am stabilit în București, unde am deschis o firmă de mediu, protecția mediului, ce înseamnă curățenie și așa mai departe. Mi-am și pus etichetă unică, sunt regele gunoaielor, un lucru care m-a deranjat din punct de vedere al obiectului de activitate, că noi nu împrășteam gunoiul, ci l-adunam, eram regele curățenii, dar n-am înțeles. Da. Mă rog, asta e, face parte din cotidian. E interesant conceptul ăsta în care unii pun etichete și înțeleg că e foarte greu, făcând presă, presa de obicei pune etichete, mai sunt și președinții ai partidelor care sunt onorifici care pun etichete, dar în general presa, e foarte complicat să pui o etichetă corectă sau să vorbești corect despre un om care coboară dintr-un seria 7 când tu ai venit cu tramvaiul la muncă. E complicat. Adică discrepanța asta dintre lucrătorul în media și un patron de companie care, mă rog, își permite, el neștiind că în subsidiar patronul respectiv să ajungă să aibă mașina aia, nu i-a fost ușor. Nopțile dormite, griji, gânduri, pe când un angajat n-a nicio problemă, n-a niciun gând, nu și-a luat salariul, face gălăgie, pleacă în altă parte, nu e niciun fel de problemă, pentru că piața de muncă e volatilă în România și multe companii se închid, altele se deschid, multinaționale vin, au nevoie de forță de muncă și numai cine nu vrea nu găsește servicii în țara asta. Dați-ne trei sfaturi care au funcționat din punctul nostru de vedere. Sfaturi ca să poți să evoluezi personal, ca individ. Dacă zici, domnule, vreau să devin mai bun decât ceea ce sunt, să-mi ating niște visuri. Păi, ce funcționează? În primul rând trebuie să studiezi foarte mult. Adică nu poți să te apuci de ceva până nu stăpânești domeniul. Adică eu nu m-aș putea apuca mâine de scris soft. Că nu pricep. Codurile respective sunt atributul unor softiști. Și atunci, dacă tot mă fac eu al dracu și vreau să scriu soft, în primul rând trebuie să mă perfecționez, să învăț să știu să scriu soft. Dacă n-am făcut-o acum 20 de ani când era pioneratul, acum e foarte târziu. Adică, tânăra generație îți dai seama că ea trăiește cu softul în brațe. Mă apuc eu acum la pensie să învăț soft. Dar în orice domeniu de activitate trebuie să te perfecționezi permanent. Cine nu se perfecționează permanent, a pierdut. Economia e ceva viu, care mișcă și se dezvoltă în permanență. Orice companie care are o structură stufoasă și nu își perfecționează permanent personalul, e sortită falimentului. Pentru că alte companii similare nu dorm și își perfecționează personalul. Și sunt acum sute de domenii într-o companie, numai că înainte că aveam un contabil, un avocat și un patron. Acum sunt departamente care, fiecare departament la rândul lui are un rol bine determinat în compania respectivă și există o interactivitate între companie și societate. Nu poți să trăiești izolat. Uh-huh. Și atunci trebuie să fii permanent într-o continuă perfecționare. Și dacă tu ești rupt de informația planetară, ești rupt de business, s-a terminat, falimentul scrie pe tine mare. Și alte două? Alte două. Păi,
Perseverență. Când ți-ai pus ceva în cap, o țipa ta, țintele întotdeauna trebuie să fie foarte sus. Foarte sus. Dacă țintești foarte sus și ai nimerit puțin mai jos, niciun fel de problemă. Dacă ai țintele foarte jos, e grav. E grav. Niciodată nu o să avansezi. Și atunci trebuie să ai ținte sus și să fii perseverent înspre lucruri pe care ți le dorești. Indiferent dacă trebuie pentru a-ți atinge scopul în viață și țintele respective, să sacrifici timp liber, entertainment-ul care face parte din viața noastră, programe de televiziune, telenovele și așa mai departe. Că dacă devii dependent de televizor, n-ai mai realizat nimica. Dacă ești dependent de ceva, să duce dracu toată construcția care vrei să o faci. Pentru tine și familia ta. Implicit și pentru societate. Că lucrând într-o societate normală, având un business, că de business discutăm, ești automat plătitor de taxe și impozite și beneficiază mult mai mulți decât să-ți poți da seama de pe urma muncii tale. Ce vă place să citiți? Nu îmi place să citesc. Cred că fac parte de cea din tânăra generație. Cred că e mai bine să mă uit la un film decât să citesc o carte. Acum aș fi absurd să spun că mă omor cu cititul, pentru că citesc foarte mult legislație. Legislația, de fapt, deputații și senatorii au ca atribut conceperea și șlefuirea legilor până la promulgare. Deci ăsta e obiectul lor de activitate, nimic altceva. Și atunci ai niște răboaje de spenii ce ai de citit și în comisii și în plen și așa mai departe, încât singurul lucru când ajungi acasă nu-ți mai dorești să citești. Nu citit, adică orice altceva. Îți dai seama după ce citești 6 ore pe zi, nu mai chef să citești. Îmi puteți da exemplu de un moment din viața dumneavoastră în care etica a jucat un rol foarte important, în care ați zis, prefer să o iau pe drumul cel greu decât să merg pe drumul cel ușor pentru că ar fi mai puțin etic? Cred că da. De exemplu, când ne-am pus toți popii în cap. Când am făcut un proiect de lege, cu care am cerut legiferarea... Nu. Nu cu ăla? Nu, am cerut tăierea salariilor popilor, pentru că pe Constituție biserica e independentă față de stat. Și s-a pus problema la un moment dat să tăiem pensiile. Și am spus, dar de ce să tăiem pensiile când avem alternativă? Să tăiem salariile popilor integral, nu 25% din pensia lui mama. Că nu m-a trimis mama în Parlament să-i tai pensia. Nu asta am promis în campania electorală. Și a fost un moment de declin în care m-am consultat cu conștiința mea mult. Vreo săptămână până am depus proiectul de lege. Și la un moment dat am luat hotărârea peste capul familiei, pentru că familia mea a fost cu totul împotrivă. Cum să-mi permit eu să mă leg de popi? De parcă popii erau niște mici Dumnezei, așa, și restul există și în momentul de față, în concepția românească, există popi și restul lumii. Indiferent de confesiunea religioasă. Deci popa e micul Dumnezeu pe pământ și restul lumii, nu contează. Și am depus până la urmă proiectul de modificare a legii salarizării, care, dintr-o gravă eroare, l-am depus într-un moment în care nu trebuia să-l depun, pentru că s-a schimbat legea salarizării și a asumat guvernul responsabilitatea pe legea salarizării și proiectul meu de lege a devenit nul. Mm-hmm. Pentru că viza un alt proiect de lege. Și o ultimă întrebare. Ce planuri mai aveți acum, pe termen scurt? O fetiță. Am 4 băieți și o fetiță cred că ar fi o cununare activității mele. Pentru că ajungi la un moment în viață când te uiți în spate și îți dai seama că totul e deșertăciune și singurele lucruri care rămân cu adevărat după tine nu sunt nici business-uri, nici bani, nici proprietăți, nici avere. Singura avere care consider eu că e familia ta. Soția, copiii, nepoții, restul nu contează. Și dacă ei sunt și sănătoși, atunci chiar ți-ai încununat viața într-un mare succes, pentru că totul e deșertăciune. Cunosc oameni miliardari pe planetă care trăiesc izolați în anumite cabane, nu discută cu copiilor, cu părinților, oameni absolut cretini și nu înțeleg de ce. La bani vor să stea izolați. Pentru că banii au pus stăpânire pe ei și banii au adus cele mai mari nenorociri de pe planetă. Se spune că s-au întâmplat războaie din cauza femeilor, niciodată. Banul a fost cel care a generat războaie,
a generat conflicte, conflicte inclusiv politice, inclusiv în România. Scandalul putere-opoziție e pe bani, nu pe idei și pe concepte. Și, mă rog, jocul politic face parte din democrație. Ne-am dorit democrație, asta e. N-avem cultură politică, n-avem cultură economică, ne târâm și încercăm să creăm lucruri. Dar eu cred că vom prospera. Odată cu ieșirea naturală a generațiilor, vom prospera, pentru că tânăra generație deja vede altfel lucrurile. Accesul la informație e absolut diferit față de accesul la informație care la noi ăștia mai în vârstă. Și cred că vom prospera. Și un cuvânt de încheiere pentru cei care se uită la acest filmuleț? Păi să fie sănătoși, că restul să cumpără cu bani. Mulțumim mult de tot!